Bine ați venit la programul de astăzi, care dezvăluie o realitate probabil puțin cunoscută din lume. Scandalul portughez despre violarea de copii. Consternarea cu privire la scandalul portughez despre violarea copiilor în Belgia aruncă o umbră peste întâmplările din Portugalia. Acolo s-a descoperit în noiembrie 2002 că în orfelinatele de stat au fost violate, de-a lungul a zeci de ani, sute de copii, atât fete cât și băieți. Violatorii au practicat aceste lucruri, mai ales cu copii, surdomuți și orfani. Făptașii nu au făcut parte din cercurile de criminali sau de psihopați, ci din rândul oamenilor cu cel mai mare prestigiu, ambasadori, cunoscute staruri de televiziune, miniștri. Anchetatorii au permis ca telefonul șefului Partidului Socialist să fie controlat. Această știre se află în ziarul Berliner Morgenpost din data de 18.06.2003. Peste 30 de ani, copiii din așa zisa Casa de Îngrijire de Stat, Casa Pia din Portugalia, au fost violați, chinuiți și chiar închiriați pentru orgii sexuale și filmări pornografice. În acest scandal portughez al violării copiilor de-a lungul deceniilor, este mereu aceeași imagine. De la cele mai înalte cercuri ale guvernelor noastre, până la casele împărătești, se găsesc coparticipanți la aceste crime față de cei mai slabi membri ai societății noastre. Iată relatarea unei victime din Casa Pia, care a rezumat astfel dilema. Când făptașii au fost făcut cunoscuți, victimele au devenit cei răufăcători, își amintește Namora. Dar nu e posibil ca ani de zile copiii să fie violați, să li se facă lucruri greu de imaginat, iar după aceea să se spună că, deoarece acuzații sunt persoane respectate, îi lăsăm în pace. Acum a sosit timpul ca aceste lucruri groaznice, greu de imaginat, împreună cu aceste persoane onorabile, să fie trase în lumina publicității. Puteți ajuta la răspândirea adevărului prin recomandarea programului Klagemauer TV mai departe. Vă mulțumim!